fost greu să înaintez într-o direcție pe care o simțeam minată. De când evitați căile minate? Din câte știu, umblați numai pe focoase. Da, da, niciunul nu mi-ar fi putut face răul pe care dumneavoastră mi-l puteți face. Care? Acela de a pierde trenul? Mă supraevaluați. De unde știți că merg la gara? Te supun. Îmi dați voie să vă însoțesc? Poate vreți să-mi duceți și servie. Oh, nu, n-am intenție. Deși sunt sigură, conține documente importante. Da. Pentru dumneavoastră și ai dumneavoastră. Nu vă înțeleg. Ce înseamnă? Am vrut doar să fiu puțin în preajma dumneavoastră. Și eu aș fi vrut, dar mult mai sincer. Ce vorbiți așa? Am vrut să vă dau un semn. Și eu puteam să vă dau unele semne, domnișoara, care mă tem nu v-ar fi convenit deloc. Aș fi putut, de pildă, să vă invit la unele cercetări privind activitatea grupului Ignațiu Golian, cu care se pare că ați avut unele legături. Am vrut să vă cruț, însă, să mă lămuresc singur. Acum cred că v-ați lămurit, nu? Da, am lămurit. Am lămurit asupra incidenței dumneavoastră fermecătoare în treburile acestei grupări. Nu mi se pare deloc întâmplător faptul că mâna acelui expert falsificator... Nu vă înțeleg. Chiar nu. A fost îndrumată de grațioasa dumneavoastră mână. După cum nu mi se pare a fi deloc o întâmplare faptul că ați apărut atunci la terasă, adusă de amicul meu și bunul dumneavoastră complice, Alec, în primele zile ale anchetei. Probabil la sugestia domnului consilier Stanoev, atât de interesat să reformeze dosarul. Ce tot spuneți? Am fost doar amanta lui Stanoev, nu și unealta lui. După cum nu mi se pare deloc a fi o întâmplare faptul că ați apărut acum cu această irezistibilă frumusețe, ca să mă barați în singurul demers care mi se pare vital. Nevoia de justiție. Atunci de ce vorbiți cu mine? De ce? Am venit aici dintr-un motiv pe care n-aveți cum să-l înțelegeți. N-aveți cum. Spre marea mea pierdere. Astrid, aș fi dorit atât de mult să fi venit atunci la terasă, fără niciun gând ascuns. Da. Adusă de un prieten sincer. Da. Așa am venit. Așa. De ce mă conexați mereu unui dosar pe care l-aveți în minte? Pentru că, din păcate, într-un punct, faci parte din el. Da, am dat lecții de pictură unui domn Golian. Talentat, decent și care plătea bine. Trebuie să trăiesc și eu, domnule Bartali, nu? De ce serviciile mele? Știți că acest individ este șeful unei bande de infractori? Nu, n-am știut. Dacă aș fi făcut cel mai mic gest, aș fi reacționat, vă asigur. Și nu m-aș jignit, așa cum aș jigniți dumneavoastră acum. Când... chiar dintr-un impuls pe care... Merit eu un asemenea impuls, domnișoară. Justifică el aprinderea asta dumneavoastră? Atunci ce o justifică? Faptul că sunt singurul punct care focalizează niște afaceri. Da, dați importanță la detalii. Șocoliți esențialul. Dar mă iubiți și dumneavoastră, domnule Bartali. De ce nu o recunoaște? Poate. Dar acum nu trebuie să scap acest tren, Astrid. Pare rău că am venit. Astrid. Ești singura ființă de pe lume pe care aș lua-o definitiv cu mine. Da? Știu. Nu ești în stare. Ești bolnav de suspiciune generală. Numai eu știu cât mă costă asta acum. Și cât mă va costa. De ce mergi singur la gară? Dacă duci un lucru atât de important. Ca să nu vin frică. Merg așa, fără șovăire, așteptând să-mi iasă cineva în cale și să mă suprime.
Mi-e miră de tine, Edi. Nu se poate trăi așa. Cum crezi că aș fi putut să trăiesc lângă tine? E târziu, Astrid. Iartă-mă. Iartă-mă. Să pot confirma ceea ce ajutorul meu, domnul Dolinar, aș fi anticipat. Aprecierea deosebită pe care o acordăm acuității dumitale juridice, ținute ireproșabile a unui dosar ieșit din comun. Mi-am gândit că acest lucru trebuie răsplătit prin mutarea dumitale fără întârziere în minister, la dispoziția noastră.